Soacră mea la mine, făcută fleașcă. Se certă cu socrul meu, ia să o întrebăm de ce. Ce faci, mămică? De ce ești supărată rău? Te certași cu tăticu? De ce? Ah, nu te-a lăsat să dormi azi noapte. Păi, ce ți-a făcut? Te-a... Sforă e rău, Doamne, ferească Dumnezeu. Da, păi de ce nu te-ai dus în cameră la altă să te culci? Era frig. Păi și aceea ați dat drumul la căldură? A, te încălza el, te ia așa în brață. E bine. E bine, e bine. Aha, așa e. E, lasă că și eu fac la fel cu bărbatul meu. Aha. Și eu, că am circulația proastă, am zis, bă, băiatule, te mi-e frig. Ce, ia-ți un pulover pe tine. Păi zic, tot mi-e frig. Păi mai ia-ți un pulover. Păi tot mi-e frig. Zice, pune pilota. Bă, zic, tot mi-e frig. Uite, eu, de exemplu, mămica mea, de câte ori îmi povestea că de câte ori este frig, tăticul meu o lua în brațe. La care, știi ce mi-a zis băiatul dumitale? Și de unde vrei să le iau eu fă pe tatăl la ora asta? Mm? Vezi? Nu-i frumos. Așa că, uite, am învățat de acasă. Și acum ce vrei să stai la noi? Păi la noi n-am dat drumul la centrală, mamă, că e încă... Este încă cald, mai prin octombrie încolo. A, să nu te mai supăra. Credeam că cine știe ce s-a întâmplat mai important. Dar așa te mai bagă în seamă, așa te mai... Când te vede... A, și cum nu te vede, nu te bagă în seamă. Dar cum e băgatul ăsta în seamă așa la 80 de ani aproape? Cum? Cum e? Ce, e și el așa zgondos... Să facă și el jocuri de ăștia. Jucați? Bravo, ia uzi că se joacă. Ce vă jucați? Da, bine, aoleu, ho, ho, ho. Păi credeam că vă jucați așa de a... V-ați ascunselea, de a mămica cu teticul, de a mamaie cu tataie, de... A, nu. De a doctora vă jucați, da. Adică îi dai pastilele și le dai pe rând așa să nu se nece și îi dai și apă. Da, bravo, bravo, bravo. E, ia uzi, ți-a pus ventuze. Bine, noroc că nu te arzi. Te-a durut spatele și acum ți-a trecut. Bravo, vezi? Vezi că ți-a pus ventuze, ți-a făcut și el ceva. Uh-huh. Dar acum te-ai supărat pe el. Da. Lasă că n-are nimic. N-are nimic. Că sforă e, sforă e. Important e să nu...